În prima zi a acestei săptămâni a început campania de curățenie de primăvară în Oradea. Susținătorii susțin că au organizat curățenia municipală astfel încât aceasta să ajute urădănii care obișnuiesc să-și facă înainte de sărbători curat prin gospodării. Pentru acest an am gândit un program de curățenie mai eficient și am luat în considerare data sărbătorilor pascale, deoarece anterior acestei mari sărbători, orădenii, ca și restul românilor, au obiceiul de a face curățenie generală în locuințe. Astfel am împărțit campania de curățenie în două etape, una care se va derula din 29 februarie până la floriile catolice, iar cea de-a doua etapă va începe în 4 aprilie și se va finaliza înainte de 22 aprilie, a precizat șeful serviciului lucrări și servicii publice pentru bihon.ro. În zonele și punctele prestabilite vor fi amplasate containere pentru colectarea deșeurilor, astfel orădenii sunt îndemnați să folosească aceste containere fără a împrăștia mizeria în jur.